Ați fi în stare să-l omorâți pe vagabondul din Doamna și Vagabondul? Gândiți-vă bine la treaba asta. Eu cred că tot adăpostul ar fi singura soluție și ca să ajungă acolo că ție ar trebui să fim solidari și să îi ajutăm și pe ceilalți, pentru că altfel nu putem sigur să-i lăsăm pe drumuri și credeam că s-a rezolvat de mult, dar constatăm că nu, dar pe de altă parte auzeam de curând că în alte țări n-ar fi niciun fel de animale pe străzi, vă spun eu. De exemplu, Tel Aviv este plin de pisici, pentru că sunt blusere de șobolani. Eu aici am niște dubii că dacă îi adunăm chiar pe toți de pe stradă, după aia nu să adunăm toți șobolanii de pe stradă. Că de foame s-ar putea din când în când, dacă tot e bun la casa omului, chiar și la strada omului, să mai folosească și la altceva câinii ăștia. Încercați să nu fiți fiare, că ar fi păcat. Gândiți-vă că în țările cu adevărat civilizate, în țările în care învățam pe vremuri că sunt regi în poveștile noastre, că regina Angliei însăși are câini și înseamnă, probabil, că asta o să ne ajute așa să facem oarece progrese doar cu un patruped pe lângă noi. Încercați să nu fiți fără inimă și să nu profitați de ocazie să demonstrați cât de îngrozitor de răi puteți fi. Ar fi păcat. Și, pe urmă, eutanasierea doar pentru cei bolnavi, pentru oamenii bolnavi, nu pentru câini, pentru că ei nu pot hotărâ, ci noi hotărâm.